Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre amenajarea spațiului la cățelușe când fată și de ce este bine să-i amenajăm noi un spațiu. Înainte, prieteni, de a discuta despre spațiu, cum îl facem, o să vorbim un pic de ce trebuie să facem un spațiu special pentru cățelușe când ele e fată și de ce este bine să le ținem cu noi sub supraveghere. Spațiul este bine să le facem un pătrat, de exemplu, în funcție de cât sunt ele de mari, o să vorbim un pic mai târziu, ca puișorii ei când fată și puii că nu văd, nu aud, ei se învârt absolut în cerc. Și noi trebuie să îi protejăm un pic, să nu pleacă mai departe de mămica lor, pentru că atunci ea se agită și tot timpul trebuie să-i care dintr-o parte în alta ca să-i aducă la ea în cuib și nu este bine pentru că o agităm pe ea și facem un stres în plus. Și prin stres și prin agitație ea poate să-și piardă laptele și atunci să nu facem acest stres pentru cățelul și atunci facem noi un spațiu. Un spațiu este foarte ușor și foarte simplu de făcut. O să vedeți în minutele care urmează dacă rămâneți alături de mine. Cățelușa când fată este cel mai bine să o ținem sub supraveghere, după cum am mai spus și la începutul videoclipului, să o ținem sub supraveghere, noi puii ținem în casă și o să aflați pe parcurs și de ce. Este bine să o ținem sub supraveghere pentru că se pot întâmpla unele lucruri neprevăzute, cum ar fi că cățeaua îi calcă din greșeală și noi trebuie să vedem, trebuie să ajutăm, poate nu suge un puișor, poate sunt prea mulți puișori și n-apucă tot să sugă și atunci trebuie să-i punem. Trebuie să-i verificăm, trebuie să avem grijă la multe aspecte și atunci să nu luăm riscurile că dacă o punem undeva afară, în cușcă, de exemplu, și fată, poate să iese căței afară, poate să moară căței, poate să-i calce, poate să întâmplă multe lucruri și cu cât noi oferim pe ea mai mult, cu atâta ea nu mai este la fel de stresată și de agitată și atunci ea poate să-și vadă liniștită de puișori. Haideți să vedem acum un pic și cum facem spațiul ei de fătare și unde să stea și pui alături de ea. După cum v-am spus, prieteni, noi ținem cățeluși în casă cu noi. Aici, după cum vedeți, este patul unde eu dorm. Alex doarme dincolo. Aici îi ținem în bucătărie pentru că este grese pe jos și este ușor de curățat și nu intră mirosul. Și acum haideți să vorbim un pic despre locul unde ar trebui să facem noi ca să fete cățeaua și să stea cu puișorii până puișorii cresc destui de mari. Noi aici avem un pătrat, după cum vedeți, deja este deschis, că eu l-am făcut deschis ca să poată căței să iese afară. Vedeți, placa asta era de dincolo. Este foarte ușor de făcut așa cum am făcut noi. Puteți să găsiți, de exemplu, și de cumpărat. Dar noi am hotărât să facem noi acasă. Sunt plăci de USB, după cum vedeți. Aici sus este un pic finisat ca să nu fie dur, ca să iasă din alea afară, ca să înțepe puișorii. Aici sunt niște pătrate care vin înșurubate cu șuruburi, cu holșuruburi. Și este un pătrat destul de mare, este un pic mai mare decât ar avea nevoie Cora, dar este foarte bun că a fost mai mare și este perfect. Nu contează dacă e mai mare, dacă îl faceți mai mare, să nu-l faceți mai mic. Cum trebuie să luați măsurile sau cum trebuie să vedeți că dacă este bun sau nu, cum să faceți voi pentru căței, depinde ce câine aveți dumneavoastră, ce rasă aveți sau ce câine este, trebuie să vă gândiți așa în lung, el poate să stea întins la maxim, în lung și în lat. Deci dau un exemplu, dacă aveți un cățel de 70 de centimetri, dau un exemplu, atunci faceți lungimea 70 de centimetri, lățimea de 70 de centimetri, adică vine exact un pătrat. La noi este oricum mai mare, mult mai mare decât ar fi fost nevoie, dar a fost perfect pentru că a fost așa făcut mai mare. Vedeți, acolo este cu holșuruburi și după aia când o să fie gata cu fătarea și nu mai avem nevoie, o să-l adunăm, o să strângem și o să refolosim altă dată dacă o să mai avem nevoie. Trebuie să puneți ceva pe jos, acum vedeți aici este gresie. Cât au fost mici și au fost nevoie, eu am pus, acum au pătuț unde dorm și mai dorm aici pentru că este extrem de cald și nu mai este nevoie acum să le punem. De aici cât au fost mici, am avut pus, eu vă dau un exemplu, voi puteți să faceți cum credeți voi că este mai bine. Aici la noi
Gresie peste gresie am pus un carton din ăla gros, era așa extrem de gros. Am luat de la Dedeman un carton, este extrem de mare. Peste el am pus o folie ca cum fac ei treburile să nu intre înăuntru, să nu putrezească cartonul. Am pus o folie din alea groasă oprelată și peste el am pus pătură sau, după cel crescut e mai mare, am pus pătură, dar în principiu am pus cam, de exemplu, aici avem lenjerie de pat care nu mai este bună, dar am și cumpărat special pentru ele, pentru căței folosite, lenjerie de pat. Trebuie să avem grijă să nu punem la început, când îi fătați, până ei deschid ochii, trebuie să avem grijă să nu punem, de exemplu, prosoape de baie. Vedeți? Pentru că prosoapele de baie au puful ăsta pe ele și gheruțele lor se agață foarte tare și atunci poate să devină neplăceri. Și atunci, să nu avem neplăceri, punem lenjerie de pat care nu este pufoasă, care este mată, netedă. Trebuie să avem grijă cum o punem, ca să o punem peste tot întinsă foarte bine, ca să nu se facă cute sau pliuri din alea, de exemplu, așa, sau să nu fie margini unde poate să intre puișorul de desubt, pentru că există riscul unde el poate să intre de desubt și el nu vede, nu aude și poate să se asfixieze. Și pe mine m-a ajutat cel puțin chestia asta pătrată, pentru că eu pur și simplu am pus lenjeria de pat, am ridicat-o și am putut să o înting foarte bine și să mă absorbă mai bine. De desubt am pus prosoape mari de bucătărie și peste am pus lenjeria de pat. Eu n-am folosit, vă spun sincer, doar când cățeaua a fătat, atunci am folosit, doar când ea a fătat am folosit pe împărțuri din alea mare, așa ce să pun. În rest eu n-am folosit, pentru că câinile rot, le întorc, le astea și riscul să-l mănânce, să ronțe cât sunt mici și se pot uneca. Și atunci am optat cel mai bine pe materiale textile, care noi le spălăm, le curățăm. Așa ceva este foarte ieftin, că găsiți la second-uri, deci nu este nicio problemă. Material textil este cel mai bun, care nu are puf, vedeți, nu are puf deloc și trebuie să avem grijă să nu fie nasturi sau ceva, acum ei sunt destul de mari. Și am zis să-l filmez, să vi-l arăt, pentru că o să-l scoatem mai un pic. Și am vrut să vă arăt cum facem pătuțul. Deci este bine să avem un loc unde iasă fete și cel mai bine să fete în casă, pentru că este sub supraveghere și se pot întâmpla multe, multe lucruri neprevăzute și atunci să nu se întâmplă acele lucruri neprevăzute. Trebuie să facem în casă. Căței, părerea mea, voi faceți cum credeți, eu zic părerea mea, este cel mai bine sub supraveghere, de-aia eu dorm aici, Alex doarme dincolo, câinii noștri, cățeluși stau sub supraveghere, acum sunt afară un pic, a noștri au crescut destul de mare, 7 săptămâni deja. Căței când se nasc, ei știți că au ochii închiși, ei o să-l deschidă după o perioadă de timp și au urechile lipite, deci ei nu vă nu aud și instinctul lor este să se învârtă în cerc, absolut în cerc. Dacă noi punem, de exemplu, cățeaua ca să fete sau fată, că câinii au de obicei intenția să fete în loc unde ei stau în pătuțul lor, atunci este o problemă, pentru că cățelușii, când sunt mici, pot să bage de desubt la pătuț, că am pățit și aia, se bagă de desubt la pătuț și atunci poate să se asfixeze și poate să moară acolo și noi nici măcar nu îl observăm și nici măcar nu-l vedem, pentru că ei sunt prea mici. Când facem pătuțul, când facem locul, este bine să fie drept, întins, frumos, fără cute sau pliuri sau ceva, acum că rămâne așa un pic, nu este nimică, dar la colțuri trebuie să avem grijă să nu fie distanță sau ceva unde el poate să pice înăuntru la colțuri, de exemplu, să vină așa și să vină mai în jos, pentru că el poate să pice acolo și poate să rămână acolo dacă noi nu suntem atenți și poate să moară, deci sunt mai multe riscuri și noi, ca să scoatem toate riscurile, atunci facem un pat, pentru că ei se învârt, cum am spus, ei se învârt în cerc. Ei n-au o direcție dreaptă, ei merg după miros și pur și simplu după instinct. Și atunci este bine noi să-i facem un loc pentru căței, unde ei să aibă locul lor de fătare și sub supravegherea noastră. Ce am uitat, prieteni, să vă spun, înălțimea de la pătratul care noi îl facem, vedeți, înălțimea trebuie să fie atât de înalt încât puișorii de căței să nu iasă deloc afară. Deci să nu poată, și dacă se ridică în două lăbuțe, să fie destul de înalt ca ei să nu poată să iese afară. Și trebuie să facem într-un loc
Dacă cățelușa noastră este mai mică, trebuie să facem un pic așa o scobitură sau un loc unde poate să intre și să iese cățelușa, dar să facem în așa fel încât căței noștri să nu poate să iese afară din acel pătrat cât ei sunt mici, pentru că ei nu văd, nu au și îs ghidați doar de miros și de instinct. Și atunci ei să nu iese afară și să putem noi să ținem sub supraveghere și să putem să-i ținem noi în siguranță. Facem un pătrat sau facem un loc unde ei să fete, unde să fete cățeaua. Și după cum vedeți, nu știu cum aici să fac să vă arăt, trebuie să fie înalt ca căței, dacă se ridică în două lăbuțe, cu plus ce puneți voi de sub, să nu poată să iese afară și să faceți o scobitură dacă cățeaua este prea mică, ca undeva ca ea să poată să intre să, și să iese din acel pătrat. Cora tot circulă pe la mine pe aici. Și căței în principiu să țin acolo până vedeți că ei deja încep să iese afară. Când ei iasă afară, atunci când vor să iese afară și deja reușesc să iese afară, atunci putem să eliberăm, să le facem un spațiu un pic mai mare. Sau eu, de exemplu, am împărțit aici, o să vă arăt în alt videoclip cum trebuie să avem grijă când căței deja cresc destul de mari și cum să le amenajăm noi spațiul. Trebuie să avem grijă să ținem sub supraveghere maximă, trebuie să avem grijă, prieteni, când cățeaua noastră fată, să-i luăm tot stresul care ea poate să-l aibă și să aibă grijă doar de căței, să se concentreze asupra cățeilor, să avem grijă de ea și să oferim de restul animalelor, dacă mai avem, să nu lăsăm absolut niciun animal la ea, chiar dacă se înțelege cu un câine, cu o pisică, să nu lăsăm străini să vină la ea, să nu lăsăm, de exemplu, dacă avem copii, toată să vină copiii, să o bâzie sau astea, pentru că ea atunci scade concentrarea și nu se mai poate concentra la căței, sau unele cățelușe poate să fie agresive în perioada fătării, în perioada când ele au pui, pentru că ele își păzesc puișorilor și atunci poate să fie un pic agresive. La noi, la cățelușe, nu este cazul să fie agresive cu noi, doar este agresivă, de exemplu, cu alt câine. A scăpat odată Kiki aici în bucătărie și a intrat la ea și direct a sărit la ea. N-a mușcat-o, n-a rănit-o, dar avea intenția să o facă. De aia spun, nu lăsați alte animale pentru că ele poate să fie agresive. Dacă noi nu suntem destul de apropiați cu ele, atunci ele iară poate să fie agresive. Dar noi, dacă creștem un câine și îl iubim și tot timpul suntem cu el, el cu noi nu o să fie niciodată agresive. Egal că îi luăm cățelul sau nu îi luăm sau ce facem cu el. Într-adevăr, dacă scheaună cățelul, atunci ea imediat vine să vadă ce face, dar nu este agresiv absolut deloc cu noi, nu trebuie să vă fie frică de câinele dumneavoastră. Pentru că sunt câinii noștri și noi cum îi creștem așa avem, deci nu avem de ce să ne fie frică de căței. Nu știu ce ar mai fi de zis în privința asta, cam atâta. Cum v-am spus, să nu lăsăm niciun câine, umâță, un animal străin să intre în casă, trebuie să avem grijă de ea. Eu tot timpul am optat cu chestia asta ca câinele să stea sub supraveghere cu cineva, de exemplu cu mine, că Alex nu are răbdare și na, eu sunt femeie și fac chestiile astea. Și nu sunt de acord cu fătatul afară, dar și acolo se poate face, dacă aveți un țarc undeva afară unde se face tot ceva de genul, este periculos, ne-am pățit. Data trecută că a fătat Cora și a fătat tot așa în țarcul, exact țarcul ăsta l-a avut, doar că n-a vrut să stea în el de absolut deloc și atunci i-am pus pătuții ei și a stat și era să se omoare un puișor, că o intra pe dedesubt și au fost alte probleme. Tot timpul să faceți ce minim cu o săptămână înainte un loc unde ea să fete și unde să fie liniște și să fie singură și da, cu dumneavoastră, de exemplu, ca să ia să se poată să obișnuiască și să și ei ia, de exemplu, locul ei, unde că să știe ea când fată, acolo mă duc să făt, nu că mă duc și făt unde vine mie. O să revin cu un videoclip când cresc puișorii mari, la ce trebuie să avem grijă, cum trebuie să avem grijă. Un pătus din asta cam așa în jur de 3 săptămâni putem să-l ținem lejer, depinde ce rasă de căței avem.